Există teleșcoală la TVR și online. Am câteva argumente pentru care merită încercată experiența. În primul rând, pentru că la școala reală deocamdată nu se poate merge. Apoi, pentru că așa copiii se pot trezi la o oră decentă, ceea ce n-ar face în mod obișnuit. E ușor să pici în starea de vacanță. Mai e ceva. Obiectele la care sunt lecțiile de la televizor sunt cele care vor conta pentru bacalaureat și pentru capacitate. Și, mai important decât atât, e gratis, ceea ce n-am putea spune despre meditațiile la care știm foarte bine părinții ajung să apeleze de cele mai multe ori. Mai am un ultim răspuns. George Mallory, când a încercat în 1924 să urce Everestul, a fost întrebat de ce face asta. A răspuns simplu și a rămas în istorie. Pentru că există. Așa și cu teleșcoala. Încercați-o. Poate e utilă. Cum de fizică în forță, de câtva timp m-am apucat, ard în suflet ca o torță și am putere la pătrat. Sper că și voi aveți putere la pătrat pentru antrenamentul care urmează, la fizică, desigur. Bună ziua! Astăzi vă propun, în continuarea teoriei pe care ați urmărit-o în două ediții precedente, un antrenament, așa cum scrie și pe tablă. Ce înseamnă un antrenament? Probabil că vă așteptați să abordăm unul din testele publicate deja, teste numite teste de antrenament. Într-adevăr, așa va fi, numai că, contrar celor la care vă așteptați, nu vă voi arăta rezolvarea problemei, ci vom intra puțin în bucătăria internă a modului în care rezolvăm o problemă. Și am ales testul 12, modulul de termodinamică. De ce? Pentru că, deși este relativ simplu și este ales de foarte mulți dintre voi, sunt unele lucruri care, la un moment dat, vă pot pune în dificultate. Antrenamentul nu înseamnă numai să rezolvăm problema, ci și ce anume, cum anume abordăm examenul în totalitate. Ați intrat în sală, ați primit subiectele, vă alegeți cele două module dintre cele patru pe care le aveți în plic, respectiv matematică, termodinamică, electricitate și optică. Nu vă apucați să le citiți. Este o greșeală pe care o fac foarte mulți elevi, mai ales cei emotivi, citesc textul problemei și au senzația că nu știu nimic. Puneți-le deoparte, relaxați-vă câteva minute, nu foarte mult, pentru că aveți de lucru, și de-abia după aceea treceți la pasul 2, care înseamnă citirea cu atenția textului. Prima întrebare este un model de subiect destul de des întâlnit, nu numai la termodinamică, și la mecanică, și la electricitate, și la optică, în care vi se cere să identificați cărei mărimi fizice îi corespunde unitatea de măsură. Face parte din categoria așa numitei analize dimensionale. În cazul acesta e bine să vă aduceți aminte care este relația matematică de definiție. În cazul nostru ni se cere unitatea de măsură pentru căldura specifică. Definiția căldurii specifice o aveți pe ecran deja scrisă. Prin analiză dimensională se înțelege că termenul din stânga, unitatea de măsură a mărimii din stânga, trebuie să fie egală cu unitatea de măsură a termenului din dreapta. Este o operațiune foarte simplă. Unitatea de măsură a căldurii specifice este joule, unitatea de măsură pentru căldură, kilogram, kelvin pentru variația de temperatură. În acest moment, moralul nostru a crescut. De ce? Pentru că am răspuns corect. Răspunsul corect este A, așa cum se vede. Deja am primit 3 puncte. Mergem mai departe la întrebarea numărul 2. Întrebarea numărul 2, dacă o citim cu atenție, vedem că nu este foarte departe de întrebarea numărul 1. Ni se cere o mărime fizică care este egală cu căldura necesară modificării temperaturii unui corp cu un Kelvin. Să presupunem că am uitat
ce este căldura, ce mărime fizică reprezintă. Căldura schimbată de un corp. Știm foarte bine că ea se notează cu Q. Este proporțională, și asta o știți cu siguranță din teorie, cu variația temperaturii corpului. E foarte bine știut că dacă dorim să încălzim un corp, îi transmitem căldură. Dacă un corp cedează căldură, temperatura lui crește. În general, pentru că sunt și procese termodinamice, și dacă avem timp o să vă prezint o situație de genul acesta, la final, în care, deși sistemul cedează căldură, el se încălzește. Mergând mai departe, factorul de proporționalitate este chiar capacitatea calorică. Dacă ne întoarcem la prima întrebare, observați că, oarecum, ca formulă sunt relaționate. Aceasta este căldură specifică, gradul de specificitate îl dă masa corpului, nu? Două corpuri de mase identice, dar confecționate din materiale diferite, pentru a se încălzi în același interval de temperatură, primesc cantități de căldură diferite. Gândiți-vă de ce vara la mare este mai răcoare decât în restul țării, iarna invers, este mai cald decât în restul țării. Ne întoarcem la problema numărul 2. Răspunsul corect este C, și anume mărimea fizică numeric egală cu căldura necesară modificării temperaturii unui corp cu un kelvin se numește capacitate calorică. Mergem la întrebarea numărul 3. Deja aspectul întrebării este oarecum diferit, pentru că face trimitere la niște noțiuni de teorie. Și anume, lucru mecanic și căldura sunt deja două cuvinte cheie la care ne putem opri. Lucru mecanic și căldura sunt mărimi care caracterizează. Să ne aducem aminte din teorie că lucru mecanic și căldura le-am întâlnit în expresia principiului întâi și ele de fapt sunt mărimi fizice care determină variația energiei interne a unui sistem. Deci, căldura și lucru mecanic, dacă sunt schimbate de un sistem, determină variații energiei interne. Cu alte cuvinte, căldura și lucru mecanic nu sunt mărimi de stare. Ele caracterizează procesul. Energia internă este o mărime de stare. De aceea, variația ei putem să o măsurăm cu ajutorul, dacă cunoaștem și facem calculul, sumei celor două mărimi de proces. Fiind mărimi de proces, evident, am rezolvat și punctul acesta. Deci, răspunsul corect de... Mergem mai departe. Testul 4. Testul 4 este o problemă care, dacă nu o citiți cu atenție și dacă vă grăbiți, vă poate conduce, știu eu, prin simetrie, între cu ghilimele de rigoare, la un răspuns eronat. Să citim împreună. Volumul unei cantități date de gaz ideal a scăzut cu 20% în timp ce temperatura gazului a fost menținută constantă. Ce s-a întâmplat cu presiunea gazului? Prin simetrie, știind că există relații de proporționalitate între presiune și volum la temperatură constantă, vă aduceți aminte că avem relația presiunea este constant supra V, adică presiunea ori volumul este constant, deci am fi tentați ca să dăm direct răspunsul. Dacă volumul a scăzut cu 20%, automat presiunea să crească sau să scadă cu același procent. Deci vă recomand în astfel de cazuri să faceți calculele muncitorește, să le luați pas cu pas, așa cum se observă și pe tablă. Din textul problemei rezultă că volumul 2 a scăzut cu 20%. Evident, înseamnă că V2 va fi 80% din volumul V1. În timp ce temperatura gazului a fost menținută constantă, lucrul acesta s-a întâmplat în aceste condiții, temperatura constantă, așa cum am scris puțin mai sus, aveam această relație între parametrii presiune-volum în cele două stări. O operațiune matematică simplă și deja rezultatul, observați, detaliat, ne conduce la faptul că presiunea nu a crescut cu 20%, cum am fi tentați în primul moment în supresiunea timpului să scriem, ci de fapt a crescut cu 25%. În aceste condiții, răspunsul corect este B.
Ne apropiem de finalul primei părți, ajungem la problema 5, care ne cere să alegem una din cele două succesiuni de procese termodinamice în care căldura schimbată cu mediul exterior este cea mai mare. Observați că textul conține și o figură, o figură care ne furnizează informații și aici ne apropiem treptat de partea a doua, care este mai complicată, și anume rezolvarea problemelor. Problema conține date și informații. Informații pe care le transformăm în date, pe care le folosim în rezolvarea problemei. Să începem lectura acestui text, urmărind acest lucru pe figură. Un mol de gaz ideal poate ajunge, urmând succesiunea 1, 3, 2, fie 1, 4, 2. Avem nevoie să determinăm căldura. În acest moment avem niște cuvinte cheie. Avem o diagramă presiune-volum, ni se cer lucruri legate de căldură. Primul lucru la care trebuie să vă gândiți în astfel de situații că avem nevoie de expresia primului principiu al termodinamicii. Are această formă și să luăm fiecare termen pe rând. Căldura, despre care noi trebuie să spunem ceva, variația energiei interne și lucru mecanic. Să urmărim variația energiei interne. Variația energiei interne, și aici o să fac o paranteză mai mare, în termodinamică depinde numai de temperatura stării inițiale și temperatura stării finale. Energia internă fiind determinată numai de temperatură. Se spune în termodinamică, energia internă este funcție numai și numai de temperatură. Mă refer la gazul ideal. Nu putem determina prin metode termodinamice, deci investigând macroscopic, experimental sistemul, nu putem determina energia internă. Putem, în schimb, să măsurăm variația energiei interne prin măsurarea parametrului extern care variază și care sunt corelați cu variația energiei interne. Variația energiei interne putem să o exprimăm, așa cum am spus mai devreme, în funcție de variația de temperatură prin această relație, unde prin CV se înțelege căldura murară la volum constant. Cu alte cuvinte, variația energiei interne depinde de starea inițială și starea finală. Din textul problemei se înțelege foarte clar că, indiferent de proces, fie că procesul s-a derulat pe calea 1, 3, 2, fie pe calea 1, 4, 2, starea inițială și starea finală sunt aceleași în cele două procese. Din acest motiv, practic, în ambele procese, termenul acesta este identic. Ce se întâmplă cu lucru mecanic? Lucru mecanic este o mărime de proces. Și să urmărim ce se întâmplă cu lucru mecanic. Lucru mecanic, dacă vă aduceți aminte, presiune, variația de volum, acum depinde semnul în funcție de convenția pe care o acceptați. Să vedem ce se întâmplă cu lucru mecanic. 1, 3, volumul este constant. Deci lucru mecanic este 0. Sistemul nu-și modifică volumul, deci problema este rezolvată. În schimb, în procesul 3, 2, lucru mecanic este efectuat de sistem. Sistemul se destinde pentru că volumul din starea 2 și starea 4 este mai mare decât volumul din starea 1 și starea 3, drept pentru care lucru mecanic este efectuat de sistem. Hai să vedem ce se întâmplă în procesul 1-4. Din starea 1 în starea 4, la fel ca în procesul 3-2, volumul crește, deci lucru mecanic este efectuat de sistem. În schimb, în procesul 4-2, lucru mecanic este 0 pentru că volumul este constant. Cum estimăm care lucru mecanic este mai mare? Lucru mecanic efectuat în transformarea 3-2 sau lucru mecanic în transformarea 1-4? Și aici este o capcană în care mulți elevi au căzut de-a lungul timpului. Atenție la diagrama, la coordonatele diagramei în care este prezentat procesul. Sunt diagrame în care, în loc de volum, apare temperatura. Mă voi referi
la cazul de față în care avem coordonate presiune-volum. În coordonate presiune-volum, area cuprinsă sub graficul transformării, și o să încep cu transformarea 1,4, deci această arie ne permite să calculăm numeric valoarea lucrului mecanic schimbat în cursul transformării. La fel, în transformarea 3,2, o să hașurez altfel, area cuprinsă sub grafic între grafic și axa volumelor, această arie reprezintă, practic, lucru mecanic efectuat în transformarea 3,2. De pe tablă se observă că în transformarea 3,2, lucru mecanic este mai mare decât lucru mecanic efectuat în transformarea 1,4. Corelând, logic, toate informațiile pe care vi le-am prezentat, răspunsul corect este A, și anume, căldura schimbată, vă aduceți aminte, variația energiei interne este aceeași, căldura are cea mai mare valoare în procesul 1,3,2. În acest moment am terminat partea de întrebări de tip grilă. Așa cum ați văzut, am citit cu atenție textul problemei, fiecarei probleme, nu ne-am grăbit. De ce? Pentru că, de obicei, atunci când te grăbești și te grăbești pentru că ești sub presiunea timpului, greșeala poate să apară oricând. Și v-am spus, dacă în problema aici am fi avut T în funcție de V, problema era cu totul și cu totul diferită, aveam graficul în coordonate presiune-temperatură, raționamentul referitor la variații energiei interne ar fi fost același, temperatura 1 și temperatura 2 fiind limitele între care evoluează sistemul, în schimb nu am fi putut calcula lucru mecanic folosind aria subgraficului, pentru că în coordonate PT aria nu ar mai fi avut semnificația de lucru mecanic, lucru care poate fi verificat și folosind metoda dimensională la care m-am referit la prima întrebare. Acum este momentul să ne tragem sufletul, pentru că o să trecem la partea de probleme. Partea de probleme este puțin diferită față de partea de întrebări de tipul acesta, pentru că o problemă, după cum știți, îți dă în text informația, după care ai 3-4 cerințe la care trebuie să răspunzi pe baza informației cuprinse în problemă. Deci avem un vas cu pereți rigizi, având un volum 16,62 litri, în vas este închisă, o să încerc și eu un desen, da, avem un vas, în vas este închisă o masă de 16 grame de oxigen, considerat gaz ideal, atenție, gaz ideal, face trimitere la modelul care se studiază și pe care l-a studiat la termodinamică, la presiunea de 150 kPa. Urmează informația din fraza a doua. Vasul este proiectat cu o supapă care se deschide dacă presiunea devine pe maxim 450 kPa. O să figurez și eu aici o supapă și o să vedem de ce o figurez în felul acesta. E clar că se întâmplă ceva și trebuie să ne așteptăm, după cum vedeți și în întrebări, la ceva care trebuie spus despre această supapă. Nu citim acum întrebările, ci o să trecem pe rând la fiecare și o să le analizăm. Prima întrebare. Calculați cantitatea de oxigen din vas. Observați că avem două lucruri în această întrebare. Ni se cere cantitatea, cui? A oxigenului din vas. În primul rând, v-am atras atenția și atunci când am făcut desenul, am omis să vă spun că vasul este rigid. Ce înseamnă că vasul este rigid? Înseamnă că vasul nu își schimbă forma. Și mai mult decât atât, volumul lui rămâne neschimbat. Ce informații ne furnizează problema referitor la oxigenul din vas? Ni se spune că are masa de 16 grame. Oxigenul are masa molară de 32 ori 10 la minus 3 kg pe mol. Ce ni se cere? Cantitatea. Am fi tentat să spunem masa. Nu. Dacă vă uitați pe teorie, o să vedeți că cantitatea de substanță este exprimată prin numărul de moli, care număr de moli se exprimă
ca raport între masă și masa molară sau este egal cu numărul de particule supra numărului Avogadro, o să pun în paranteză 6,023 ori 10 la puterea 23, vorba de particule, un mol conține acest număr de particule indiferent de gaz, indiferent de substanță. Sau mai avem o exprimare, tot numărul de mol este volumul supra volumul ocupat de un mol de gaz în condiții normale de presiune și temperatură. Revenind la problemă, calculul este foarte simplu, obținem 0,5 mol. Foarte mare atenție, și o să revin la final la această atenționare, mă refer la unitățile de măsură. De fapt, am și încercuit, masa este dată în grame, în unitatea de măsură a masei molare apare kilogramul. Atenție, pentru că e păcat, după ce ați gândit bine o problemă, să ratați finalul problemei greșind la calcule. Să mergem mai departe la punctul B, în care ni se cere temperatura oxigenului din vas. Observați, structura acestei întrebări este oarecum aceeași. La fel, oxigenul din vas. Ce informații avem despre oxigenul din vas? Masa de 16 grame, 32 ori 10 la minus 3 kg pe mol. La punctul anterior am calculat numărul de moli de oxigen. O să pun aici 1, e 1. În plus, vă spuneam, vasul este rigid, deci volumul este dat. Îl avem pe ecran. În plus, mai cunoaștem că presiunea este de 150. Nu o să vă spun cu unitatea de măsură. Și o să vedeți de ce. Bun, mergem mai departe. Dar este unitate pentru măsurarea presiunii. Ce se cere? Temperatura. În cazul în care avem presiune, număr de moli, volum și ne se cere un alt parametru, cum ar fi temperatura, automat e bine să vă gândiți la ecuația termică de stare, a cărei expresie este deja scrisă pe tablă. Și anume, presiunea, produsul presiune-volum este numărul de moli, pe care l-am detaliat conform punctului precedent, înmulțit cu constanta gazelor ideale, a cărei valoare este dată la începutul testului, dar e bine să o știți și voi, înmulțită cu temperatura. De fapt, cele două forme le aveți pe ecran. Problema este foarte simplă, să ne uităm ce avem și ce nu avem. Avem presiunea, avem volumul gazului, numărul de moli îl avem de la punctul precedent, dar am putea să rescriem relația ca să fim foarte riguroși. Presiunea ori volumul supra masa 1 supra mu 1 R. Calculul ne va conduce la temperatura de 600 de Kelvin. Observați, atenționarea de cod roșu de unități de măsură se păstrează. Mergem mai departe la întrebarea C. Problema se complică puțin pentru că peste masa de oxigen pe care o avem în vas și pentru care deja avem niște date, cunoaștem masa, numărul de mol, temperatura și volumul, se introduce heliul, care are aceeași temperatură cu cea a oxigenului. Pentru că la punctul precedent am calculat temperatura oxigenului, e clar că putem completa datele. Temperatura heliului este tot 600 de Kelvin. Heliul și oxigenul vor ocupa același volum. Este o informație care este nu explicită, ci implicită de textul problemei. Aduceți aminte că atunci când am citit textul problemei, am subliniat gaz ideal. Ce se întâmplă în cazul unui gaz ideal? Avem, să ne imaginăm, vasul separat, împărțit în două printr-un perete. Aici avem oxigen,
heliu. În momentul în care eliminăm peretele, apare următorul fenomen. Moleculele de oxigen se vor răspândi în tot și vor ocupa tot volumul, la fel și moleculele de heliu vor ocupa tot volumul pus la dispoziție. De ce? Pentru că, de fapt, termodinamica are ca suport modelul gazului ideal, studiat de teorie cinetico-moleculară și nu mai modelul gazului ideal, modelul gazului real în diferite condiții. Deci, conform acestor modele, mișcarea moleculelor este haotică, ați auzit de, cu siguranță de mișcarea browniană, mișcare total dezordonată și atunci tendința este de a ocupa întreg volumul. De ce este importantă informația referitoare la gazul ideal? În modelul gazului ideal, moleculele nu se ciocnesc între ele, având dimensiuni foarte mici, ci se presupune că ciocnirile au loc numai cu pereții vasului. În aceste condiții, conform teoriei cinetico-moleculare, temperatura gazului este dată numai de schimburile energetice prin ciocnirea moleculelor cu peretele vasului și nu de ciocnirile sau alte tipuri de interacțiuni, incluse în termenul generic de ciocniri, care pot apărea între moleculele aceluiași gaz sau între moleculele gazului 1 și gazului 2. În acest motiv este foarte importantă așa această afirmație, heliu la aceeași temperatură cu cea a oxigenului. Pentru că foarte mult s-ar putea gândi, dar de ce mai spune că au aceeași temperatură? Bun, în rezolvare contează, dar acest este motivul corelat, bineînțeles, și cu ceea ce v-am spus referitor la modelul gazului ideal. Avem datele strânse, să încercăm să rezolvăm problema. Rezolvarea acestui punct este simplă. Avem un amestec de gaze. Cantitatea totală de substanță va fi dată de suma numărului de moli. Masa totală de substanță de suma maselor. Numărul total de moli are această expresie. Atenție! Este valoarea care ni se cere. Dacă amestecăm două gaze diferite, practic, rezultă un alt gaz. Alt gaz a cărei masă molară depinde de masele molare ale gazelor care intră în amestec. Și, bineînțeles, depinde și de concentrația, respectiv masa lor. Să detaliem relația scrisă puțin mai devreme. Exprimăm numărul de moli cu expresia de definiție și în final, printr-o operații matematice foarte simple, ajungem la formula finală. Masa molară a amestecului, observați, nu este M1 plus M2 supra μ1 plus μ2, ci are această expresie. Atenție foarte mare, pentru că sunt greșeli pe care le-am întâlnit la elevii mei sau în evaluare de diferitor lucrări, făcute poate din grabă. Nu am spus necunoașterea teoriei, deși și acest lucru este foarte important. Trebuie să știi foarte bine teoria. Rezultatul final, μ22,67 ori 10 la minus 3 kg pe mol, unitatea de măsură, atenție, sub același cod roșu de atenționare la atenție. Aproximativ. Și aici aș detalia puțin ce se înțelege prin aproximativ. De obicei, prin aproximativ ne referim la numărul de decimale. Când faceți calculele, după 7 pot apărea în decimale. De regulă, numărul de decimale, numit număr de decimale semnificative, trebuie să fie egal cu numărul de decimale pe care l-au valorile cu care intrați în problema. Nu înseamnă că dacă veți pune un număr de 5 decimale se va considera greșeală, dar aveți grijă, pentru că în examenele care vor urma, mai ales la fizică, este un lucru foarte important. Orice decimală în plus presupune că puteți să măsurați acel ordin de mărime, ori dacă aveți, să zicem, 10 la minus 3 și instrumentul de măsură vă permite măsurarea ordinul de mărime 10 la minus 2, apare întrebarea, dar cum ai calculat, cum ai măsurat valoarea pe care e trecută la a treia decimală. Bun, să vedem și ultimul punct din această problemă.
într-adevăr, face referire la supapă. Ne punem întrebarea de ce se folosește supapa când se deschide. De ce se folosește supapa? Cu siguranță ați văzut că gospodinele folosesc la fierberea rapidă a mâncării oală sub presiune. La un moment dat, oala sub presiune începe să fâsie. Cu alte cuvinte, dacă ați avut curiozitatea să vedeți de ce auziți că oala respectivă scoate un sunet și vă aduceți în bucătărie, o să vedeți că, de fapt, printr-un anumit orificiu ies aburi. De fapt, este o supapă de siguranță care lasă să iasă gazul dintr-o incintă atunci când presiunea din incintă depășește o anumită limită maximă. Exact ceea ce ne spune problema. O supapă care se deschide dacă presiunea gazului din vas devine 450 kilopascali. Este nevoie și sunt foarte multe situații în care există tot felul de dispozitive care îndeplinesc rolul de reglator al presiunii dintr-o incintă. Vă dați seama, dacă supapa nu ar funcționa, mă refer la oale de gătit sub presiune, ați avea surpriza ca toată supa sau mâncarea gătită în interior să o găsiți după un timp pe pereții bucătăriei, în cel mai bun caz, pentru că oala poate să explodeze. În cazul nostru, suntem în limita de siguranță. Dacă vom calcula presiunea folosind ecuația termică de stare, presiunea are valoarea de 225 kPa, care, observați, este mai mică decât 450 kPa, deci suntem în siguranță, supapa nu se va deschide. De fapt, aceasta este justificarea care vi se cere în întrebare. Și acum, pentru că tot am vorbit de pascal, o să fac o mică paranteză ca să facem o pauză înainte de ultima problemă. Se spune că un student, așteptându-și rândul să intre la examenul de termodinamică, s-a așezat în fața ușii și pe podea a trasat un pătrat cu latura de un metru. Pe student îl chema Newton. Nu știu dacă avea vreo legătură cu Newton, părintele mecanicii clasice și a fizicii, în general. Profesorul, ieșind din sala de examen pentru a invita următorul student, l-a găsit pe acesta stând în mijlocul pătratului și l-a invitat: domnule Newton, vă rog, poftiți în sală. La care studentul a răspuns: greșiți, domnule profesor, eu nu sunt Newton. Nu mă numesc așa. La care profesorul mi-a zis: de ce? Păi, domnul profesor, dacă observați, stau pe un pătrat cu latura de un metru, deci pătratul are un metru pătrat, eu mă numesc Newton, deci sunt un Newton pe un metru pătrat, acum mă cheamă Pascal. Pascal a fost un fizician, filozof și matematician care a trăit undeva în anii 1600, dacă nu mă înșel, în perioada 1643, perioadă în care, de fapt, fizica clasică s-a născut și s-a dezvoltat. Profesorul i-a dat nota 10 fără să-l mai cheme la examen. Vă urez să aveți aceeași inspirație și să cunoașteți foarte bine fizica pentru a obține note cât mai bune. Într-adevăr, un pascal este unitatea de măsură pentru presiune. Un pascal este egal cu un newton pe un metru pătrat. Bun, și este cazul să ne apropiem de ultima problemă. Avem un cilindru orizontal. De ce o fi orizontal? Prevăzut cu un piston etanș care se poate mișca fără frecări și în interiorul cilindrului se află un gaz ideal monoatomic. Deja avem foarte multe cuvinte cheie. Urmează apoi o descriere. Când pistonul se află în echilibru, volumul ocupat de gaz este de 1 litru și așa mai departe. Haideți să vedem cum abordăm problema. Deja pare foarte stufoasă, deja ați depus un efort ca să rezolvați problemele până aici. E cazul să ne concentrăm puțin și să ne facem viața mai ușoară. Mai mult decât atât, vă atrag atenția că avem deja dată valoarea căldurii molare 3/2 din 3/2 R. Și mai mult decât atât, logarin din 2 o să-l folosim în calcul în 0,7. Posibil că o să ne apară undeva funcția logarin. Să sintetizăm informația. Avem într-un cilindru
O să desenez undeva aici, într-un cilindru, avem un piston care se poate mișca fără frecare, dar care poate fi și blocat. Ce ne spune prima frază? Când pistonul se află în echilibru, volumul ocupat de gaz este de 1 litru, iar presiunea gazului are pe 1. Dacă citim în întregime, observăm că avem 3 stări. Starea 1, 2, 3. Starea 1 fiind starea inițială. Ce putem spune despre prima stare? Când pistonul se află în echilibru, volumul ocupat de gaz este 1 litru. Bun, am trecut în tabel. Iar presiunea gazului are valoarea P egal cu 10 la a 5-a pascali. Bun. Bun, dar ce legătură are cu pistonul? Se află în echilibru. Ne putem uita că, de fapt, 10 la a 5-a pascali este valoarea presiunii atmosferice. Pistonul, practic, fiind mobil, presiunea din interior este egală cu presiunea atmosferică. Bun. Pasul 2. Pistonul este blocat și gazul este încălzit lent până în starea 2. Ce înseamnă că pistonul este blocat? Prima informație pe care putem să o scriem despre starea 2 este că volumul rămâne același. Dacă pistonul este blocat, volumul nu se modifică. După care citim mai departe în starea 2, în care presiunea devine pe 2 egal cu 2 pe 1. Să nu pierdem această informație, să o trecem și pe aceasta. Am trecut-o, deja am făcut calculele. Este în regulă. În continuare, gazul este supus unui proces izoterm, în urma căruia volumul devine V3 egal cu V4. Deci mai avem o informație, gazul este supus unui proces izoterm. Deci avem o transformare izotermă, în urma căruia volumul devine V3 egal cu 4V1. Mergem pe linia, trecem și la V3 egal cu 4V1. Bun, dar totuși mai avem niște căsuțe necompletate. Păi hai să vedem, o luăm de la început. Ne spune ceva problema despre temperatură? Nu. O notăm inițial T1. Transformarea 1-2. Când pistonul se află în echilibru, volumul este egal, pistonul este blocat, iar gazul este încălzit lent. Păi dacă pistonul este blocat, înseamnă că volumul este constant, înseamnă că transformarea 1-2 este o transformare izocoră și deja lucrurile încep să se lege. Vă aduceți aminte din tabelul pe care vi l-am prezentat în ultimele două întâlniri, că aveam legea transformării izocore. Păi, să ne uităm. Avem presiunea pe 1, avem temperatura T1, nu știm valoarea ei, dar deocamdată nu ne interesează, avem valoarea lui pe 2, putem calcula rapid cât este valoarea temperaturii în starea 2. Ce ne-a mai rămas necompletat? Temperatura în starea 3. Păi, temperatura în starea 3 este evident că este aceeași cu temperatura din starea 2, pentru că transformarea este izotermă. Și pentru că transformarea este izotermă, legea transformării P2V2 egal cu P3V3, putem să o scriem rapid. Ne-a mai rămas o singură casetă în care observăm că avem datele necesare, P2V2 îl avem, V3 îl avem, nu ne rămâne decât să calculăm presiunea în starea 3. În acest moment avem toate datele și putem să trecem cu încredere să rezolvăm problema. Ce ne cere prima întrebare? Reprezentați grafic succesiunea de procese termodinamice în sistemul de coordonate PV și coordonate PT. Atenție, aduceți-vă aminte, la început vă spusesem de greșeala care se face. Care este tehnica? Păi, în primul rând, ne uităm. Starea 1. Avem starea 1, ne alegem oriunde pe grafic, eu deja am marcat-o, presiunea pe 1, V1, temperatura T1, o avem deja în tabelă, observat, nu ne interesează deocamdată valoarea. Starea 2. P2, V2, T2. Păi, ce relație avem? P2 este de 2 ori P1. Ia uitați-vă, P2, 2 P1, V2 este egal cu V1, deci automat am trasat transformarea 1-2. Transformarea 2-3, ne interesează starea 3. Starea 3, avem deja că P3 este jumătate din P1 și mai avem și o informație legată de volum. Volumul 3 este de 4 ori volumul V1. Am pus și starea 3 și știm că este o transformare izotermă al cărei grafic este
Această curbă rezultată din faptul că presiunea este constant supra V. Da? Bun. Trecem mai departe. În coordonate presiune-temperatură. Presiunea. Punctele pentru presiune le avem. Nu rămâne acum decât să ne uităm la temperaturi. Păi, la P1 corespunde T1. P2 corespunde 2T1. Și vă aduceți aminte că în coordonate PT, datorită faptului că în transformare izocoră presiunea este direct proporțională cu temperatura, înseamnă că graficul va fi o dreaptă care obligatoriu va trece prin origine. Deci am pus-o punctat pentru că la limită temperatura tinde către 0, către 0 Kelvin. Am trasat transformarea 1-2, ne-a mai rămas 2-3, T3 este egală cu T2, care este 2T1, P2 este 2P1, deci nu este decât o formalitate să completăm graficul. Observați, dacă ne-am fi apucat direct să calculăm, fără să ne uităm, să citim problema, am fi pierdut foarte mult timp. Așa avem datele, nu facem decât să construim rezolvarea plecând de la aceste date. Punctul B. Calculați energia internă a gazului în starea inițială. E, aici problema comportă o mică discuție. Vă spuneam că variația energiei interne este proporțională cu variația temperaturilor între starea finală și starea inițială. Din punct de vedere termodinamic, energia internă este funcție numai de temperatură. Nu putem determina termodinamic energia internă. Din punct de vedere cinetico-molecular, energia internă este dată de suma energiilor cinetice de a tuturor moleculelor din sistem, la care se adaugă și energia potențială de interacțiune. Există o rezolvare printr-un, să zicem, un artificiu. Vom presupune că în starea 1, a cărei energie internă vrem să o calculăm, s-a ajuns printr-o transformare plecată de la o temperatură inițială care tinde către 0 Kelvin. Vă aduceți aminte că există și un principiu 3 care spune că nu putem atinge prin procese termodinamice starea de zero absolut, starea deschisă de temperatură de 0 Kelvin, adică minus 273,15 grade Celsius. Atunci, dacă temperatura inițială tinde către 0, la temperatura de 0 Kelvin, moleculele practic își opresc, teoretic, mișcarea, energia tinde către 0 și atunci, dacă acest termen este 0, acest termen este 0, am putea exprima foarte ușor energie internă folosind datele problemei. Vă aduceți aminte că în textul problemei avem căldura morală la volum constant. Un simplu calcul ne conduce la, observați, am și înlocuit la valoarea de 150 juli. Problema C este deja foarte simplă cu datele pe care le avem. Lucru mecanic 1, 2 este 0, trebuie să calculăm lucru mecanic total. Lucru mecanic 2, 3 este lucru mecanic în transformarea izotermă. Da? Făcând calcul, ajunge la 280 joule și observați, avem acest logarit. V3 supra V2 este chiar 4, dacă nu mă înșel. Deci, logarit din 2 a fost dat special, în așa fel încât să nu vă chinuiți foarte mult cu calculul. Și mergem și la ultima problemă, ultimul punct, căldura. Evident, o putem calcula folosind expresia principiului întâi, folosim rezultatele de la primul punct și cele spuse, ajungem foarte rapid la expresia lucrului mecanic, variația energiei interne și putem calcula foarte ușor căldura schimbată de sistem. Revin la unitățile de măsură. Foarte mare atenție la unitățile de măsură pentru că, v-am spus, este păcat. Munciți pentru rezolvarea unei probleme. Problemele sunt simple, dar nu înseamnă că nu necesită muncă. Și este păcat să nu obțineți nota maximă. Și acum, ca să încheiem antrenamentul, o să vă transmit și vouă ceea ce un profesor, când eram de vârsta voastră și mă pregăteam pentru bacalaureat, ne-a spus. În momentul în care intrați în examen, gândiți-vă că nu acela este cel mai dificil, ci cel mai dificil examen este cel care va urma. Cu acest sfat vă urez, în primul rând, imunitate și sănătate, pentru că
toată lumea știe că este cea mai, este mai bună decât toate. Vă urez mult succes! Atât pentru astăzi, prieteni. Nu uitați că emisiunile noastre sunt disponibile și online pe site-ul tvr.ro sau pe canalul de YouTube al Televiziunii Române, așa că puteți relua antrenamentele oricând. Pe pagina de Facebook Teleșcoală TVR găsiți suportul de curs și temele propuse. Ne revedem mâine cu un antrenament la biologie, tot de la ora 15. O zi productivă să aveți!